Sună bine, nu? Și mie îmi place să fiu în voce. E perfect. Ok. Deci ideea e că ne-am adunat aici pentru a nu știu câta oară, nu știu dacă a contorizat cineva un număr al adunărilor din iunie până azi. Exact. Scopul nostru principal e să salvăm parcul Iore și facem asta prin acțiunea de a-l apăra, adică prin acțiunea de a fi prezenți constant aici. Și de a fi cu el în mod zilnic, de a-l proteja în măsura în care e posibil. După cum se vede, suntem și filmați în felul în care îl protejăm. Vă mulțumim! În schimb, în vara asta s-au întâmplat, doar în vara asta, 10 incendii în acel parc. Poliția acestei țări, acestui sector, acestei capitale, orice fel de poliție, nu a venit aici să preîntâmpine incendiile, pentru că nu s-au găsit suficiente echipaje de poliție. În schimb, au venit aici în momentul în care am făcut un picnic și am făcut... și au îmbrățișat copacii cu ruleta. Pentru chestia asta s-au găsit suficiente echipaje de poliție și jandarmi să spună că ceea ce facem n-are voie să se întâmple. Dar în timp ce oamenii traversau spațiul și ardea, poliția era în altă parte. Ce am mai scris aici? Jos mafia! Ieri au venit 5 polițiști și vreo 6 jandarmi, cam ăsta e numărul lor. Astăzi au venit 7 în două ture și tot atâția jandarmi, așa ca să contorizăm un pic. Ăsta e un semn foarte clar că pentru ei reprezentăm un pericol. Sau așa ne-au spus, că suntem un pericol public. Și le dau foarte mare dreptate, suntem un pericol pentru ei. Asta e viața, n-avem ce face. Și aici nu vreau decât să subliniez puterea pe care o avem. Și puterea pe care o avem e dată de dreptatea pe care o avem. Și prin faptul că avem dreptate și pentru că știm tot ce s-a întâmplat cu parcul ăsta, înseamnă că avem putere și înseamnă că reprezentăm un pericol, ca dovadă. Și ultima propoziție, gen cu alte cuvinte, lor le e frică de noi, pentru că nouă nu ne e frică de ei. Și cam aici s-a terminat discursul meu. Aș pune doar un sloganul preferat, lăsați Iore în pace, efectiv. Și aici... Poporul e cu noi. Super. Aș invita și reprezentanții proprietarilor la microfon dacă vor ceva să spună, dacă vor ceva să spună oamenilor, dacă, nu știu, poate au un mesaj, ce își doresc ei pentru parc. Ar fi minunat să-i ascultăm. Și deci acolo am dar s-au poziționat în diagonală față de noi. Asta e. N-au putere, n-au curaj. Puteți să trimiteți mai departe informația că invităm la microfon? La pușcărie! Nu. La microfon, să vină la microfon. Proprietarilor.